creativitatea din punct de vedere al unui om de business ca mine, să spunem, e legată de două elemente foarte importante, noutate și utilitate. Cu alte cuvinte, creativitatea în sine, ceea ce înseamnă noutate, deci partea de inovație, să spunem, nu are niciun fel de valoare dacă ea nu se reflectă și într-o potențială utilitate. Și cele două lucruri împreună, pentru mine, înseamnă creativitatea reală în business. Cu alte cuvinte, să găsim fie soluții la probleme existente, și asta înseamnă inovație pe ceva care există sau ceva care nu există, pentru niște probleme existente, pentru niște nevoi, pentru niște dureri existente, într-un anumit segment de piață, într-o comunitate, pentru cineva, deci să există o anumită utilitate pentru cineva, sau, în anumite cazuri, deși asta e o chestiune mai rară întâlnită și de care mă feresc pentru că prezintă foarte multe riscuri, există situația în care vii cu o inovație care încă nu pare să se grefeze pe o nevoie reală, dar vedem totuși o dinamică accentuată a nevoilor și a problemelor generale, globale, să le spun, care ar putea să solicite acea inovație în următorul interval de timp scurt. E foarte rezonabil să ne gândim la creativitate în acest sens. Și cred că putem să generalizăm, adică nu numai procesele de business au nevoie de creativitate în acest sens, de noutate plus utilitate, dar orice proces creativ trebuie să fie în sine un proces care să implice noutate și utilitate. Chiar dacă vorbim de un demers artistic, să spunem, sau cultural. Foarte important este o analiză cât mai realistă a pieței, a potențialului pieței, pentru că de multe ori spunem wow la tot felul de lucruri care ni se par interesante, după care ne uităm în jur și vedem că ele nu au tracțiunea pe care ne-am dorit-o din perspectiva numărului de posibili consumatori sau utilizatori a acelui produs sau serviciu. Deci asta e un lucru foarte important, analiza pieței din perspectiva dimensiunii, a momentului în care te afli pe acea piață. Suntem la început, suntem la sfârșitul cererii, suntem undeva la jumătate și în funcție de asta se pot face niște estimări realiste cu privire la cât e cu adevărat potențialul acelei piețe. Și asta e o parte din analiza care trebuie făcută, zic eu, în orice asemenea situație. Iar celălalt lucru este să mă uit la oamenii care propun acel concept creativ care mă face să spun wow, pentru că oamenii trebuie să fie foarte potriviți cu acel model de business, cu acel concept și cred că de multe ori oamenii sunt de fapt mai importanți decât conceptul în sine. Un concept poate să fie rafinat, adică s-ar putea să nu spun wow de la început, dar gândindu-ne împreună într-o echipă, putem să structurăm ideea respectivă și să o îmbunătățim, să o rafinăm. În schimb, dacă oamenii nu sunt potriviți pentru a pune în aplicare acel concept, poate să fie un concept extraordinar, dar nu va zbura niciodată. Să fii antreprenor înseamnă să fii creativ, deci să vezi aceste probleme care există, să vii cu soluții inovative pentru aceste probleme, dar să le și aplici. Deci nu doar să stai în contemplare, ok, am această idee minunată și eventual, dacă aș putea să vând ideea și să fac mulți bani și să nu fac nimic altceva, ar fi minunat. Așa ceva nu se poate, așa ceva nu există și cred că n-a existat niciodată. Foarte aproape de această situație am fost ca și business global, numai în jurul trecerii nou mileniu, când la sfârșitul anilor 90 se vorbea de acel balon .com care și-a explodat al literii. Și într-adevăr, acela era un balon foarte puternic umflat, cu aer, care era bazat pe idei care nu aveau niciun fel de model de business, model de venituri, nu ajunseseră la break-even sau la măcar la o tracțiune minimală și totuși erau puse pe bursa americană sau pe burse mondiale și strângeau foarte mulți bani de acolo în mod fals sau pe niște așteptări complet false. Cred că acela a fost un exercițiu foarte bun, deși foarte dur, să zicem, pentru cei care au participat la ei și au pierdut poate mulți bani, pentru că probabil că a făcut mai mulți oameni să înțeleagă faptul că ideea în sine nu are nicio valoare dacă nu este și pusă în aplicare sau dacă nu are o aplicabilitate clară.
Cred că primul lucru și cel mai important este să-i faci pe oameni să simtă că sunt cei care dețin și care, până la urmă, creează acele proiecte. Și în teorie asta e foarte simplu, pentru că se face prin delegare și se face prin un stil colaborativ de lucru. În practică, însă, de multe ori e destul de dificil de adoptat ca și stil de lucru, pentru că sunt tot felul de riscuri și de capcane care stau în calea unui asemenea stil de lucru. Pe de o parte, dacă delegi prea mult, excesiv, să zicem, riști să ai o situație în care, mai ales la noi, toată lumea vine cu tot felul de idei, așa cum spuneam mai devreme, valoarea ideii foarte, foarte mult inflatată și nimeni nu mai face nimic decât produce idei care s-ar putea să nu ajungă nicăieri până la final. Un exemplu care mi se pare cel mai potrivit, cel de la Google, în care 20% din timpul angajaților este alocat pentru proiecte personale. Și, practic, corporația dă posibilitatea angajaților să fie propriilor stăpâni în a gestiona și în a genera proiecte. Unele dintre ele proiecte foarte valoroase, care ulterior folosesc foarte bine scopurilor companiei. Și deci, din acest punct de vedere, un amestec de 20-80, să spunem, poate să fie soluția potrivită, în sensul în care oamenii trebuie să rămână într-o mare parte a timpului și a preocupărilor lor ancorați în sarcinile și obiectivele lor specifice, dar trebuie să se dea acea posibilitate, acea supapă de 20% în care să poată să genereze inițiative valoroase. Sunt câteva pe care cred că le-am observat, sunt și lucruri cu plus și lucruri unde e nevoie de îmbunătățiri semnificative. La partea cu plus, să spunem, ar fi chiar această creativitate de care vorbim acum. Din păcate, aceeași creativitate e și la partea cu minus, pentru că uneori prea multă creativitate strică și e o discuție destul de complicată sau de amplă această privire la creativitate, pentru că pentru a stimula inovația reală în business, o anumită cantitate, o anumită doză de creativitate este utilă. Prea multă creativitate s-ar putea să strice în sensul în care mă gândesc la acea creativitate de tip brainstorming permanent. Da? Deci noi suntem într-o echipă și tot timpul suntem într-un brainstorming. Ceea ce înseamnă că nu ajungem niciodată la niște rezultate concrete. Suntem foarte creativi, venim cu tot felul de idei, dar nu punem nimic în aplicare. Și asta e o mică problemă a unor antreprenori români care au prea multe idei sau adună prea multe idei din jurul lor și nu reușesc să le pună în aplicare suficient de bine. Cred că antreprenorii români sunt ceva mai determinați și mai dispuși la efort decât alți antreprenori pe care i-am văzut. Adică chiar în momentul în care sunt acolo și sunt implicați, sunt 24/7, sunt tot timpul acolo, ceea ce, cel puțin la startup, la începutul drumului, este foarte important, e critic, de fapt, pentru succesul afacerii. O problemă este că, de multe ori, antreprenorii români nu știu să facă pasul înapoi sau în lateral din această poziție extrem de implicată și devine din ce în ce mai greu să coordonezi o afacere care crește și să fii tot timpul acolo și să vrei să faci absolut toate lucrurile tu personal, pentru că asta înseamnă exact acea lipsă de delegare și înseamnă că nu folosești suficient de bine forța echipei pe care o coordonezi. La aspecte mai puțin bune cu privire la antreprenorii din România, există o problemă substanțială a antreprenorilor din România cu privire la înțelegerea aspectelor financiare ale afacerii. Sunt chiar mulți antreprenori care își fac un punct de mândrie din a nu se implica în aspectele financiare ale afacerii, ceea ce mi se pare chiar o chestiune contraproductivă. E adevărat, credința mea este că antreprenorii nu se nasc, ci se fac. Și chestiunea asta e demonstrată și statistic, pentru că dacă ar fi să ne gândim la calitățile ideale ale unui antreprenor, sunt foarte puțini oameni care le au în mod nativ.
E o listă destul de lungă de atribute și de calități și de abilități pe care trebuie să le aibă un antreprenor bun, dar ce e interesant este că numai o mică parte dintre ele au într-adevăr o doză de nativitate, să zicem, în ele, iar chiar și cele care sunt, să zicem, presupuse ca fiind native, pot să fie educate până la un anumit nivel, chiar dacă în mod intrinsec eu nu am neapărat de la naștere acele calități. Vorbim, de exemplu, de comunicare. Evident, pentru a fi un bun comunicator, probabil că trebuie să existe și o anumită doză de talent care vine undeva nativ, dar lucrurile acestea se pot educa. Și public speaking, și obiectivele comunicării, și multe alte lucruri se pot educa. Și e chiar foarte bine că este așa. Sincer, dacă vorbim despre pitch-ul propriu-zis, poate că sunt tradiționalist, poate că nu sunt, eu știu, un profil tipic de investitor, dar personal, creativitatea exagerată într-un pitch mi se pare un minus al pitch-ului respectiv. Pentru că, din păcate, fie că vorbim de un elevator pitch, în care timpul este extrem de scurt, fie că vorbim de un pitch un pic mai amplu, oricum timpul este limitat, cred că aici, în mod paradoxal poate, rigoarea prezentării sau a structurii prezentării este esențială. Și atunci aici vine cumva, deci prezentarea în sine și rigorile acesteia vin în contradicție cu componenta creativă. Pentru că în momentul în care încep să fii creativ, și am văzut, apropo de prezentări creative, am văzut numeroase prezentări creative în care, eu știu, dacă era un proiect care vorbea despre muzică sau despre, eu știu, dans, oamenii veneau și ne arătau cum se cântă și cum se dansează. Nu cred că asta ajută foarte mult. E într-adevăr o abordare creativă, dar nu ajută foarte mult prezentatorul, pentru că îi ia din timpul necesar pentru a spune acele lucruri esențiale despre proiectul său. Primul lucru este legat de modul cum creezi. Și aici, eu n-am fost niciodată un susținător și nu sunt nici acum un susținător al valorii ideilor în sine, așa cum am spus. După mine, ideile nu valorează nimic, cel puțin atât timp cât nu sunt aplicate, iar ca dovadă că ideile nu au foarte mare valoare, ideile în sine, deci o idee fără niciun fel de contur, fără niciun fel de coajă, fără niciun fel de miez, o dovadă în acest sens este și faptul că idei valoroase pot fi generate la comandă. Și cred că ăsta e tipul de creativitate pe care îl recomand și îl aștept. În sensul în care, în primul rând, avem probleme. Abia după aceea ar trebui să avem idei. De exemplu, să stăm 3, 4, 5 oameni la o masă și să schimbăm idei, să încurajăm fluxul de idei creative, după care să le luăm, să le filtrăm, să le selectăm, să ajungem la ideea cea mai potrivită pentru problema pe care am luat-o în calcul. De asemenea, e mult mai bine să luăm un produs sau un serviciu care poate să necesite niște îmbunătățiri, să ne uităm la el, să facem un checklist și să spunem ce am putea să facem mai bine. Trebuie să fie mai mare, mai mic, să-l facem de o altă culoare, să-l facem de o altă formă, să folosim un alt material, să punem înăuntru altceva, să îl toarcem pe dos. Sunt tot felul de lucruri care pot să fie puse pe un asemenea checklist și cred că acestea sunt metode foarte bune de a, în același timp, de a genera creativitate, de a genera și acea creativitate utilă de care vorbeam. Un alt sfat legat de cum putem să fim mai creativi este și unul care ține de bioritm, dacă vrei. Problema foarte importantă, pe care puțin cred că o conștientizează, este că suntem creativi în anumite momente ale zilei sau ale activității noastre
Și ar fi ideal dacă am putea să ne rezervăm acele momente pentru procese creative. Foarte puțini oameni fac acest lucru, fie din cauza faptului că au un program impus pe care nu-l pot flexibiliza, să zicem, nu-l pot rearanja, fie din cauza faptului că pur și simplu nu s-au gândit la acest lucru. În același timp însă există, așa cum există morning persons, există night persons, există oameni care sunt mai creativi într-o anumită perioadă a zilei și atunci probabil că, nu știu, o oră, două ore sau cât anume se poate aloca în perioada respectivă, ar fi ideal să le păstrăm pentru procesele creative. Și bineînțeles, iarăși un sfat de bun simț pe care cred că chiar îl folosesc mulți, este să încercăm să fim creativi și unde există cel mai bun mediu pentru creativitate. Și în general, creativitatea este maximă în zona noastră de confort. Nu știu, fie că e la duș, fie că este, eu știu, stând pe canapea sau pe terasă și admirând răsăritul de soare sau, eu știu, munții sau marea, fiecare dintre noi are anumite zone de confort.